de YouTube. Eu sunt Angelica Iordănescu și astăzi vom face bagajul de călătorie împreună, deoarece urmează să părăsesc țara, urmează să plec în Canada. Deja v-am anunțat asta din videoclipurile anterioare, videoclipuri în care mi-am făcut bagajul împreună cu voi, doar că atunci am intrat în machiaje și în produsele de skincare. V-am arătat ce o să iau cu mine în materie de make-up și în materie de produse de skincare și de îngrijire personală. Dacă cumva ați ratat videoclipurile și nu le-ați văzut, vă invit să o faceți, le găsiți pe canalul meu de YouTube. Acum vom trece la încălțări și la genți. Avem de lucru, vă anunț din start, pentru că am foarte multe încălțări. Eu am mai dat din ele înainte să filmez acest videoclip și au rămas cele mai bune încălțări. Cu toate astea, sunt sigură că nu o să pot să le iau cu mine pe toate, pentru că nu pot să iau cu mine toată casa, cum mi-aș dori. Și o să le sortăm împreună ce iau cu mine, ce las acasă și ce dau, pentru că intenționez să mai și dau din ele, pentru că n-are rost să le las aici, ele se învechesc și în momentul în care eu o să mă întorc, o să mă întorc cu altele noi și bineînțeles că nu o să le mai portă pe cele pe care le-am lăsat acasă. Eu zic să-i dăm drumul la treabă, dar vă reamintesc să vă abonați canalului meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul acesta mă încurajați să postez din ce în ce mai des. Vă mulțumesc din suflet! Haideți să trecem la sortat încălțări și să vă arăt și ce genți iau cu mine. Așa că urmăriți-mă! Am revenit, dragii mei, cu un nou look și cu un nou cadru. Am deschis geamantanul și plănuiesc să bag în el toate încălțările pe care mi-am propus să le iau cu mine în această călătorie. Hai să începem cu gențile, pentru că sunt și așa foarte puține genți pe care intenționez să le iau cu mine și să terminăm mai repede cu ele. Bineînțeles că această geantă vine cu mine de la Louis Vuitton, o să o agăț aici undeva de spătarul scaunului pe care voi nu-l vedeți. La fel și această geantă de la Armani Jeans, intenționez să o iau cu mine, deși este destul de vechiuță, a rezistat foarte bine în timp și nu are absolut niciun defect, mie îmi place la nebunie. Nici nu am mai văzut o geantă asemănătoare cu aceasta și de aceea o să o iau cu mine. Această geantă de la Guess este achiziționată recent și ea a venit cu încă o gentuță. Stați așa, mă le-am pus eu pe aici pe undeva, ok. Ea e formată din două genți, aceasta mare și aceasta micuță. Bineînțeles că le voi lua pe amândouă, pentru că eu le-am purtat și împreună, dar și separat. Chiar îmi plac foarte mult și nici nu ocupă spațiu, sunt și ușurele. Nu știu de când le am. Un an, doi, să fie? Cred că vreo 2 ani, dacă stau mai bine și mă gândesc. Trecem mai departe. Am pus aici gentuțele jos. Ok. Claciul acesta negru de la Epica. Intenționez să-l iau cu mine. Este divin. Îmi place foarte mult. Este lăcuit și are acest diamantuț în mijloc. L-am purtat de foarte multe ori, dar nu mă satur de el. De aceea o să-l iau cu mine. Și o să pun gentuțele astea aici. O să le pun în geamantan cumva. Această geantă de la Musette, pe aceasta mi-am achiziționat-o foarte recent, anul ăsta. Are câteva luni de când mi-am luat-o. E divină, e ușurică, este roz pudrat. Așa zic, e un roz pudrat. Și bineînțeles că o să vină cu mine. Stați așa, să o pun la loc. Îmi place foarte mult și lănțicul pe care îl are. Este o gentuță elegantă, dar poate fi purtată și de zi cu zi, zic eu. Și eleganța îi dă tocmai faptul că are o parte lanț în zona aceasta. Nu știu cum să zic. Mai am și această mini gentuță de la Roberto Cavalli. Zic bine. Nu, Paco Rabanne, Doamne! Asta e de la Paco Rabanne. Nu mai știu cum de am intrat în posesia ei, îmi place foarte mult, este tot așa din piele lăcuită și pot să o port ca și claci. Eu am mai purtat-o, am mai luat-o așa cu mine. O să o las aici și acum haideți să ne concentrăm pe încălțări. Am terminat cu gențile, ați văzut și voi că sunt foarte puține. Mai este o geantă pe care
Sunt așa în dubii dacă să o iau, dacă să nu o iau, dar nu cred că o să mai am loc în geamantan și oricum o să-mi iau altele, o să-mi iau altele. Nu pot să le iau chiar pe toate cu mine, deși mi-aș dori, chiar mi-aș dori. Dacă tot am aceste cizme în față, o să vină cu mine clar, sunt de la Diesel, îmi plac la nebunie. Mamii mele nu i-au plăcut de prima dată, de când le-a văzut. A zis, ce-s cu astea? Mie mi se pare că aduc cizme de călărie. Eu iarna pe astea le port în continuu și vă zic și de ce. Pentru că sunt călduroase și nu intră apă în ele sub nicio formă, sub nicio formă și arată demențial, divin. Voiam să fac o combinație între divin și demențial. Pentru că iubesc aceste cizme, n-aș putea să le las acasă. Arată într-un mare fel, deși le am de foarte mult timp. Foarte mult timp le-am. Eu am să le pun așa în bagaj, dar vă zic din start că eu o să-mi împachetez foarte frumos încălțările, pentru că am săculeții speciali care au venit odată cu ei, eu am păstrat și cutiile și bineînțeles că o să le pun în bagaj frumos. O să vă arăt la final și bagajul. Trecem mai departe. Haideți să ne mutăm la acest dulăpior, deși sunt convinsă că acești șoșoni plin de blăniță, îmblăniți, v-au atras atenția. Doamne, nici nu aveți idee de cât timp îi am pe aceștia. Ani, au ani și cu toate astea nu s-au stricat absolut deloc. Sunt din blană de urs, sunt UGG-ul originale, bineînțeles. Nici nu am mai văzut să se fabrice așa ceva. Blănița este extraordinar de moale, s-au menținut atât de bine, iubesc. Îi iubesc, iar mai port în continuu. Sper că nu m-am murdărit. De regulă eu șterg încălțările, deci nu m-am murdărit. I-am luat în brațe. Îi iubesc, sunt divini. Nu știu dacă ați mai văzut așa ceva. I-am de foarte, foarte mult timp. Hai să-i pun și pe ei aici. Cumva. Bun. Îi las așa. Ok, hai să-i dăm drumul la treabă. Acești pantofiori de la Zara mi-am achiziționat recent, au pietricele acestea superbisime și clar, clar vin cu mine. Eu am pe două culori, am pe roz și pe verde, pe verdele acesta neon divinisim. Eu vi-am mai arătat într-un unboxing, dacă vă amintiți voi bine, dar nu mai știu, de ziua mea am primit, cât e ziua mea. Pe aceștia, clar, o să iau cu mine, dar nu știu cum să-i pun. Nu știu cum să-i pun. A, îi pun aici, pur și simplu, că nu se strică. Nu se strică. Eu am o problemă să nu pun încălțările aiurea, să nu cumva să se strice. Am și acești pantofi înalți. I-am dus la recondiționat pentru că mi se rupsese o breteluță. Pe aceștia intenționez să iau pentru că sunt negri. Sunt achiziționați recent. Și iau sclipici. Se potrivesc la orice. Și pe ăștia vreau să iau cu mine, pun aici. Aceste sândăluțe de la Epica le am de foarte mult timp. Nu știu dacă se vede. Sunt uzate, dar arată impecabil. Arată impecabil și pe ăștia vreau să iau cu mine. Sunt și ușor, deci nu o să fie mare problemă. În cazul acestor platforme, și astea sunt destul de vechiuțe, dar s-au menținut foarte bine. Cu toate astea, intenționez să-mi achiziționez altele, deci pe acestea le voi da. O să renunț la ele, deși sunt ok și au costat foarte mult la vremea când mi le-am achiziționat de la Denise. Sunt grea decizie, o să le las aici și o să mă mai gândesc, dar intenționez să le dau, intenționez să renunț la ele. Mai am aici niște pantofiori divini de la Epica. Pe ăștia iau cu mine, arată într-un mare fel. Au tocul auriu și sunt foarte comozi, extraordinar de comozi. Și pe ăștia iau cu mine. Acești pantofi înalți de la Geno del Tu, divini. Nu știu dacă să iau sau dacă să nu iau. La ăștia încă mai oscilez, mă mai gândesc, sunt foarte comozi, dar nu știu ce să fac.
Chiar nu știu. Trecem mai departe. Mai am aici o pereche de la Benaza. Mă vedeți? Mă vedeți că m-am mutat. Și aceștia sunt foarte comozi, dar nu știu ce să zic. Nu prea am fost eu așa foarte încântată de ei. În momentul în care i-am purtat, nu prea mi-a plăcut așa cum se așează. Sunt foarte comozi, dar nu știu. O să îi las aici și mă mai gândesc să îi las și pe ăștia jos aici. Să nu cumva să mă împiedic de ei, Doamne ferește! Doamne ferește! Aceste sândăluțe superbisime de la Musette, albe. Le-aș lua cu mine, sincer. Chiar le-aș lua cu mine și cred că o să le iau cu mine 100% pentru că sunt foarte, foarte comode și arată într-un mare fel. O să le pun aici. Nu o să țin foarte mult încălțările așa, vă zic din start. O să le scot repede din bagaj ulterior. Acești stiletto sunt de la Aldo și sunt foarte comozi, în ciuda faptului că au tocul destul de măricel. Intenționez să iau, dar știu că o să găsesc acolo ceva asemănător. Nu știu ce să fac. Deci nu știu ce să fac, dacă să iau sau să îi las acasă. Pe ăștia nici nu i-aș da. Nu i-aș da. Pentru că sunt noi nouți. O să mă mai gândesc. Eu îi pun în bagaj ca și cum îi iau, dar nu știu. Nu știu. Sunt în dubii. Sunt în dubii în privința lor. Și mai am aici, în spate, trei perechi de încălțări de genul acesta. Nu o vedeți pe asta. O să scot aici. Și ăștia sunt superbi și nici nu i-am purtat. I-am purtat o dată sau de două ori de la Geno del Tu. Toți sunt de la Geno del Tu. Pe ăștia roșii îi iau cu mine pentru că îmi plac la nebunie și sunt foarte comozi. La fel și pe ăștia o să iau cu mine. Pentru că cine știe, poate o să mă duc la un eveniment ceva, nu? Am nevoie de încălțări de genul ăsta. O să le pun eu așa, cumva, aici. Ok. La ăștia mă mai gândesc. Deja am luat suficient de multe încălțări. Îi las acasă, 100% pe ăștia îi las acasă, pentru că nu am cum să-i dau, n-am cum să renunț la ei. Trecem la rândul 2. Aici am sneakers, Dolce Gabbana, vin cu mine, Dolce. Cei de la Dolce vin cu mine. Să-i pun așa. Sunt toți șterși și pe talpă, peste tot. Eu nu-mi țin încălțările murdare în acest loc. Aceștia de la Louis Vuitton la fel, vin cu mine, sunt destul de grei, dar nu o să-i las acasă niciodată. Și unde să-i mai pun eu, că deja s-a umplut bagaj. O să-i pun aici, dar nu o să mai pun peste nimic, vă zic din start. Balenciaga vin cu mine, superbitățile astea pe care le-am dus la recondiționat și acum arată divinisim. Se făcuse banda, ei aveau banda albă, cred că îi recunoașteți. Se făcuse banda asta galbenă, din cauza produselor cu care i-am curățat, așa că am decis să-i vopsesc negri și arată foarte bine. Foarte bine arată, zici că-s noi. Trecem mai departe. Am aici o pereche de papucei noi, nouți, albaștri. Pe ăștia o să-i las acasă. O să-mi cumpăr alții, Doamne. Cum să iau cu mine niște papuci pe care pot să îi cumpăr acolo? Am aici o pereche de sneakers de la Adidas. Sunt foarte comoși și foarte ușori. Eu zic să iau. Însă curați, nu i-am purtat, i-am purtat, dar i-am spălat, asta voiam să zic. Din nou este destul de târziu și nu sunt și obosită pentru că ieri am filmat videoclipul produsele de skincare. Acești sneakers de la New Balance îmi stau atât de bine și mă avantajează atât de mult și pe ăștia vreau să iau cu mine. Eu zic să iau cu mine și pe ăștia. Eu pun aici așa. Hei! Hei! Focusează-te! Doamne, de când se întâmplă asta și n-am observat? De când s-a întâmplat această extorsiune în spațiu și timp? Nu știu de ce s-a defocusat camera. Probabil pentru că mă tot mișc pe aici, dar n-am ce-i face.
continuăm cu acești sneakers de la Nike. O să mă uit în monitor, să nu cumva să se mai întâmple nenorocirea asta. Pe ăștia iau cu mine, sunt foarte comozi și arată divinus. Un oranj superbisim și ăștia sunt curați. Curați. Mai am o pereche de la Nike, albi, și ăștia sunt foarte, foarte comozi. Mai gândesc dacă să iau cu mine și mai am și pe ăștia pe care mi-a achiziționat soțul meu, aveam amândoi la fel. Nu știu dacă să iau cu mine, sunt destul de greuți ăștia. Poate o să-mi cumpăr alții. Și mai am o pereche aici prin spate. Ăștia sunt ceva deosebit. Sunt cu paiete. Nu știu dacă ați mai văzut așa ceva. Ia să vin eu mai aproape să-i vedeți. Sunt genul acesta cu paiete sneaker. Și eu n-am mai văzut nicăieri, dar nu-i dau, îi las acasă. Ok, trecem la următorul rând. Aici am niște cizme lungi, roșii. Le-am purtat, cred că de vreo 2 sau 3 ore. Am făcut și niște poze superbe cu ei. O să iau cu mine. Nici nu se pune problema. O să iau cu mine. Mă gândesc cum o să încapă toți ăștia în bagaj. Aceste sandăluțe de la Tommy. Și ele o să vină cu mine, clar. O să vină cu mine. Hai să le pun așa. O să fac aici turnul Eiffel cu încălțări. Aceste sandăluțe rămân acasă, pe astea o să le dau. O să le ofer. Le pun aici. Papucii ăștia de la Musette sunt preferații mei, deși foarte multă lume îi consideră ciudați. Mă scuzați că mă bălbâi, Foarte multă lume consideră acești papucei ciudăței, dar mie îmi plac maxim, deci chiar îmi plac maxim. Ca să vi arăt mai bine. Așa arată. Sunt divini, mie îmi plac maxim. Am zis de 10 ori că îmi plac maxim. De 10 ori am zis că îmi plac maxim. Sneaker și de la Converse vin cu mine, aceștia mari. Și aceștia sunt ciudății pentru multă lume, dar mie îmi plac maxim, îmi plac foarte mult. Dar nu știu unde o să-i mai pun și pe ăștia. Să-i pun așa. Ok. Sunt murdare aici? Doar i-am șters. O să mă mai uit odată la ei să-i mai șterg dacă e cazul. Ok. Mai am aici trei perechi. Trei perechi de încălțări. Opa! Trebuie să-i scot de aici. Acestea sunt niște botine divinisime cu pietre. Mi le-a cumpărat soțul meu de la Steven Madden. Zic bine? Steve Madden. Ok? Și vin cu mine, clar. Vin cu mine, pentru că sunt superbe și n-am cum să renunț la ele. Doamne, cât de multe sunt! Nu cred! Și aceștia didași de la Puma și pe ăștia voiam să iau cu mine. Îi pun aici. Oh my god, deci e horror. Nu știu cum o să iau pe toți. Îi mai am și pe ăștia albi de la Puma. Noi nouți. Am purtat de câteva ore. Las acasă, nu știu. Îi las acasă, îi las mamei, habar n-am. Mai am două rânduri. Și eu deja am încărcat trollerul. Nu-mi vine să cred. Deci mie nu vine să cred ce e aici. Este incredibil. Sunt prea multe încălțări. Poate dacă o să le așez eu frumos, că acum sunt puse așa la îndala. Nu știu, vedem. Ducem mai departe. Astea le iau cu mine pe amândouă. Îmi plac la nebunie. Uitați-vă cât de frumoase sunt. Sunt de la Epica amândouă. Zic bine ce zic? Eu așa știu că sunt de la Epica. Sunt superbe. Astea sunt de toamnă și astea sunt de tot așa. Toamnă, iarnă, depinde. Da, să nu fie zăpadă. Totuși, să nu fie zăpadă. Deci nu mai am loc. Unde să le mai pun, Doamne? Vai de mine și de mine. Știți ce am să fac? O să fac aici o schimbare. Pe astea la care
pe cele pe care le las acasă, o să le pun pe rândul de sus și pe astea pe care le iau o să le pun aici pe rândul acesta. Ok. 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 Deci cele roșii vin cu mine, da? Butinele roșii vin cu mine. Sper că nu s-a mai defocusat camera. Mai am aici ghetuțele astea și astea. Vine iarna, ar trebui să-mi iau ghete, dar sunt foarte grele. Sunt foarte grele și oricum dacă ar fi să aleg, o să le iau pe astea negre pentru că sunt mai comode decât acestea. Acestea mă cam bat aici la spate, dar sunt noi. Noi, renunț la ele. Renunț. Deci pe cele negre mă gândesc să le iau. Mai am aici niște cizme cu toc. Și încă o pereche de încălțări de la Musée. Pe acestea aș vrea să le iau cu mine. Dar pe astea nu le iau pentru că sunt grele. Astea am zis că le iau, pe astea nu le iau. Ok. Mai am 3 perechi. Dar vă zic din start că nu le iau pentru că sunt grele, au tocul mare și nu cred că mai pot să le iau. Am reușit să scot unul. Aceste încălțări rămân acasă. Și aceste încălțări rămân acasă. Și acestea. Mai bine dacă să le dau. Iar acum, rândul de jos. Doamne, deci cât de jos e rândul ăsta? Papuci verzi, verde neon. Verzi neon, mai am să zic verde neon. Vin cu mine. Îi pun așa. Sandalele astea, la fel, de la Aldo. Știți cât de comode sunt? Deci nu aveți idee cât de comode sunt. Trecem mai departe. Papucii ăștia. Aș vrea să iau cu mine, dar nu cred că se mai poate. O să-i pun aici. Stați așa. 2 secunde. Oh my God! O să-i scot aici ca să pot să iau mai repede. Pe astea le iau cu mine. Clar, le iau cu mine, pentru că sunt foarte comode și sunt destul de noi. Bun. Pe ăștia îi las acasă, deși mi-aș fi dorit să iau. Dar ziceam că am încurcat aici, pe astea le iau. Pe astea le iau și o pusesem aici. Pusesem ceva ce nu iau. Oh my God! Sandalele astea le las acasă, nu le iau, cred că o să le dau pe astea. Vai de mine, și mai am încă 3 perechi aici în spate. Mă vedeți? Doamne! Aoleu! Ok. Am reușit să scot câte un pantof din fiecare model. Și pe ăștia îi las acasă, și pe aceștia îi las acasă, și pe ăștia îi las acasă. Toți 3 las acasă, îi pun aici. Îi pun aici că eu nu mai duc până acolo jos. Am obosit. Deja am obosit. Ce mai e în jurul meu? Ah, cutiile. Intenționez să iau cu mine și încălțările soțului meu, acești pantofi super bisini, plini de pietricele. Poate să mai avem un eveniment, eu așa zic. Deci pe ăștia iau cu mine clar. Pantofii de la Valentino pe care nu i-am purtat niciodată. Deci nu i-am purtat niciodată. Stai să se trage așa în mâine. Am făcut aici în casă tot una. Dar o să strâng. Aceștia sunt noi nouți. Și pe ei o să iau cu mine, clar. Deci nu se pune problema. Așa, se pune o parte aici. Încălțările astea de la Emporio vin cu mine din nou. Din nou și din nou. Sunt foarte, foarte comode și arată foarte bine. Nu o să iau cutiile. Nu o să iau cutiile. Și aceste sandăluțe de la Dolce vin cu mine. Stați să vi le arăt. Sunt foarte ușurele și arată divin. Toate încălțările mele sunt 100% originale
Nu cred că vă îndoiați de asta, nu? Ok. O pereche de UGG-uri. Pe astea lungi. M-am decis să le iau cu mine. Au fundițele astea la spate. Nu știu. Dacă nu o să mai am loc, o să le mai iau. Dar așa am intenționat. Am și aceste cizme lungi. Foarte comode. Nu mai știu de la ce brand sunt. Din piele. Pe care o să le iau cu mine, clar. Și mai am aici, ce mai am, doamne? Încă o pereche de încălțări. Astea sunt de la Etica. Nu știu dacă le-ați văzut, am avut, uite-le aici. Astea, exact astea, varianta lungă. Știți cât de greu se încalță și cât de greu se descalță? Sunt extraordinar de dificil de încălțat, dar arată incredibil. Bun. Și cam astea sunt încălțările pe care o să le iau cu mine. Doamne ferește! Doamne ferește! Eu am speranța că odată ce le voi așeza eu frumos așa, nu o să mai arate așa în halul ăsta, adică un munte de încălțări. O să le așez eu frumos cumva. Dați-mi idei! Dați-mi idei de cum să așez eu încălțările astea! Oh my God! Cred că o să mai renunț la niște sneakers, Puma, Adidas, pe ăștia pot să-mi achiziționez de acolo. Da. Și asta nu este tot. Am mai lăsat două perechi de cizme lungi acasă. Sunt sus, sunt din piele lucioasă, sunt ceva deosebit. Le-am lăsat acasă în speranța că o să le iau în momentul în care o să mă reîntorc în România. Nu le-am mai adus pentru că erau undeva băgate peste alte încălțări și așa mi-a fost destul de greu să le aduc și pe cele pe care le-ați văzut aici. Pentru că nu pe toate le aveam înșirate. Și apropo, mai am o pereche de încălțări, cei de la Versace, negri. Pe aceea o să îi port în ziua cea mare. Și nu știu, o pereche două, trei. Brand, o să vină cu mine într-o gentuță de mână, într-un accesoriu, pentru că mi este foarte teamă să îi las așa în geanta de cală. Mă gândesc și o să rezolv eu situația asta cumva. Doamne, urați-mi noroc, dragii mei. Aici se încheie videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Sper că nu s-a mai întâmplat nicio extorsiune în spațiu și timp, să se piardă focusul. N-am înțeles ce a fost, de ce a început camera să aibă așa o reacție. Nu prea mi s-a întâmplat, nu s-a mai întâmplat odată. De aceea am zis, nu prea mi s-a mai întâmplat, dar nu mă așteptam să mi se întâmple acum, pentru că la celelalte videoclipuri n-am avut problemă. Asta este tehnologia și ultimul model de telefon, iPhone 13 Pro Max. O să-mi cumpăr eu o cameră și sper să nu mai întâmpin probleme de acest gen, o cameră profesională cu care să filmez și vloguri și TikTok-uri, am în plan asta, iar m-am lungit pe final. Dragii mei, vă aștept în videoclipul următor, pentru că urmează să vă iau cu mine să aleg hainele pe care o să le iau în Canada. O să fie și acolo o nebunie totală. Așa că rămâneți aproape, pentru că nu s-a încheiat, teroarea nu s-a încheiat și aventura continuă. Vă pupăcesc și vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Bye! Așa arată și rezultatul final. Din păcate am renunțat la foarte multe încălțări, pentru că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Mai am aceste două perechi de ambalat și să încerc să le pun aici. În ceea ce privește gențile, nici pe astea nu le-am ambalat, dar sigur o să le pun aici. Știți că mi-a mai rămas în bagajul acesta destul de mult loc liber pentru hăinuțe și o să completez cu hăinuțe. În accesoriu am băgat 3 perechi de încălțări foarte scumpe și hai să vă arăt încălțările pe care le-am lăsat acasă. E un pic întuneric, dar vă dați și voi seama că am pus încălțări până în spate. Pe acestea le-am lăsat acasă pentru că nu mai aveam loc în bagaj
Și s-ar putea să mai renunț și din cele pe care le am în bagaj. Nu știu, să văd cum o să închid eu bagajul. S-ar putea să mă întorc după multe dintre aceste perechi, pentru că îmi plac și nu am de gând să le dau. Așa mi-am propus acum. Dar nu știu ce voi face până la final.